Eu trebuie să împărtășesc cu voi un lucru care mă macină de aseară. Nu, ce pe meară, pe bune, ești una proastă și ai zis. Stai să macină de aseară. Ce o mai macină pe Flavia acum când avem probleme cu taxele, cu frigul care ne intră în oase. Nu știi ce se va întâmpla la vară. Este... Taifunul stă la ușă, bate la... Ce-o râșnește pe Flavia? Rușii bat la o ușă, Trump la ceană înaltă. Ia să vedem, Flavia. Am descoperit piesa Despacito. Știu că e târziu. Perfect. Perfect. Băi, deci nouă ne curge sânge din urechi. Tu acum ai descoperit-o? Da, și m-am uitat ieri la clip de vreo 20 de ori minim pe replay, pentru că îmi place foarte asta. Vreau să te întreb dacă am o problemă, dacă îmi place clipul și dacă îmi place înainte de... Deci după ce zice Despa, înainte de Sito, e ceva acolo care mă ține acolo. Un tirbișan care îți ia sufletul ca pe un... Îi face tirbușonul în zona asta mică, e manelistă, eu spun eu. Am descoperit-o, am desconspirat-o ca o carte de Agata Cristi. Deci vine de spațiul acolo. Spațiul! Fizic astăzi. Este ca și cum sufletul tău ar fi un dop de plută. De plută e capul tău. De Porto. De Porto. Nu mai beți vinul de Porto, gătiți cu el, că de-aia mi se pare că are un gust ciudat. Tipa din clip a fost Miss Universe în 2007. Eu n-am văzut clipul. N-ai văzut clipul? Trebuie să vezi clipul. Este mult caliente clipul. Lumea dansează, sunt îmbrăcați așa foarte sexy și... Toți cânt așa, acolo, mizerabilă de care vreau să scap. De ce toți cânt așa acolo? Da, ce crezi? Stai un pic, că Flavia tocmai a descoperit ieri Despacito, să-i mai dau câteva vești care o vor țintui, că a zis unul ieri la Realitatea, v-am văzut țintuită de presă, țintuită, luată la țintă, o va țintui, ca să folosim, domnule de la Realitatea, că aveți și funcție corect limba română. Flavia, să-ți dau câteva informații care te vor băga într-o ceață, te vor criogena, deci fii atentă, s-au mai descoperit așa: apa, focul și mai ales roata, care și dacă e pătrată, tot se mai întoarce odată. Doamnelor și